Personal, cred că acest acronim, TULIP, arată cel mai bine deocamdată lucrarea mântuirii făcută de Dumnezeu în cei aleși. De ce? Vreau să facem câteva observații. În primul rând, aceste puncte, acest acronim, se focalizează în a arăta că Dumnezeu este autorul mântuirii. Contrar a ceea ce se spune în general că omul este mântuit datorită deciziei sale. Acronimul acesta arată că omul este mântuit datorită alegerii Tatălui, aceasta este doctrina alegerii necondiționată, datorită ispășirii Fiului, da? ispășirea particulară, doctrina ispășirii particulare, și datorită chemării Duhului. De asta este mântuit omul. Omul nu este mântuit fiindcă el a ales, ci este mântuit fiindcă Dumnezeu l-a ales, fiindcă Fiul a murit pentru el și pentru că Duhul sunt l-a atras pentru o chemare irezistibilă sau eficace. În al doilea rând, acest acronim arată perfecțiunea lucrării mântuirii. Tatăl alege niște oameni, iar Fiul moare doar pentru oamenii pe care i-a ales Tatăl. Duhul sunt la rândul lui, îi atrage, îi cheamă doar pe aceea pentru care Fiul a murit și pe aceea care sunt aleși de Tatăl. Așadar, este subliniată o lucrare perfectă a mântuirii, o lucrare perfectă a Sfintei Treimi, a Dumnezeirii. În al treilea rând, acest acronim ne arată într-o formă absolut superbă legătura dintre aspectul etern al mântuirii și cel temporal. Alegerea Tatălui are loc în veșnicie, chemarea Duhului Sfânt are loc în timp. Mântuirea noastră începe în veșnicie, dar este materializată, aplicată în timp. Și se face legătura dintre aspectul etern al mântuirii și aspectul temporal al mântuirii. În al patrulea rând, cronimul acesta arată lucrarea făcută în exteriorul nostru, da? Mântuirea, în primul rând, este ceva ce este făcut în exteriorul nostru. Tatăl ne alege din veșnicie. Acesta este un aspect exterior nou. Fiul moare pentru noi, înainte ca noi să existăm. Aceste două puncte arată aspectul exterior al mântuirii. Aspectul exterior al mântuirii uneori este numit aspectul obiectiv al mântuirii. Iar ultimele două puncte arată lucrarea mântuirii făcută în interiorul nostru, da? aspectul intern sau subiectiv, modul în care noi experimentăm mântuirea. Duhul ne atrage aici și apoi noi perseverăm în har datorită lucrării lui Dumnezeu în noi. În al cincilea rând, ultimele două puncte, în mod special, arată legătura dintre faza inițială a mântuirii și etapa finală a mântuirii. Da? Acest I, este harul irezistibil sau chemarea Duhului, este faza de început a mântuirii. iar acest P se referă la păstrarea sfinților în har până la capăt. Și el cuprinde în mod necesar faza finală a mântuirii, da? Faza finală. Și avem așadar o legătură între faza de început și faza finală. Mântuirea este o lucrare perfectă cele două puncte arată că mântuirea este o lucrare perfectă, ceea ce Dumnezeu începe, El duce la bun sfârșit. Și în final, acest acronim ne arată starea omului înainte de regenerare și după regenerare. La început, tu, este doctrina depravării totale, la început omul este depravat și la final, punctul P, vorbește despre perseverarea Sfinților în Halul. Omul este sfânt. Așadar, ni se arată trecerea de la depravare la sfințenie. Și trecerea de la depravare la sfințenie este pusă în totalitate pe seama lui Dumnezeu. Aceasta este doctrina mântuirii arătată de acest acronim istoric numit TULIP sau cele cinci puncte ale calvinismului sau doctrinele Harului.